care a răsărit, e o cale atât de lungă, că mii de ani au trebuit luminii să ne ajungă. Poate de mult s-a stins în drum, în depărtări albastre, iar raza ei abia acum luci vederii noastre. Icoana stelei ce-a murit, încet spre cer se suie. Era pe când nu s-a zărit. Azi o vedem și nu e. Tot astfel, cum al nostru dor, pieri în noaptea adâncă, lumina stinsului amor ne urmărește încă. Bună ziua, dragi prieteni! Începând din anul 2011, la începutul fiecărui an, pe data de 15 ianuarie, sărbătorim Ziua Culturii Naționale. Această zi a intrat deja în calendarul sărbătorilor naționale ale românilor. Data de 15 ianuarie a fost aleasă pentru că ea reprezintă data nașterii marelui nostru poet național, Mihai Eminescu. În fiecare an, la 15 ianuarie, atât în țară cât și în străinătate, se organizează evenimente culturale ca un omagiu adus marilor personalități ale culturii și artei românești. Dar, totodată, prin aceste evenimente se dorește și promovarea artei și culturii românești. Locația care noi am ales-o astăzi pentru desfășurarea acestui eveniment, Hanul Bărăției din Câmpul Lung, are o atmosferă așa boemă, parcă desprinsă din perioada interbelică, și ea se potrivește de minune cu acest eveniment pe care noi l-am intitulat La steaua care a răsărit, o cafenea literar-artistică în cadrul căreia programul va fi susținut în întregime de angajații Casei de Cultură Tudor Mușatescu și de patru tinere mlădițe mușcelene, dar și ele sunt parte ale formațiilor proprii ale Casei de Cultură. A fost așa o provocare pentru colegii mei, pentru că fiecare dintre ei răspunde de câte un segment artistic, muzică, coreografie, artă plastică, teatru. Și am vrut să vedem dacă putem să susținem și altfel de evenimente. Așa cum spuneam mai devreme, odată cu Ziua Culturii Naționale, noi îl comemorăm și pe marele poet Mihai Eminescu. O rog acum pe doamna profesor Maria Chirtoacă și poeta Maria Chirtoacă să ne vorbească pentru început de viața poetului nepereche Mihai Eminescu. Cu toată dragostea, îi mulțumesc lui Dumnezeu întotdeauna că ne-am adunat aici să... și mulțumesc lui Dumnezeu că ni l-a dat lui Eminescu și ne-am adunat să îl comemorăm acum. Am să încep cu o poezie, o dedicație scurtă, dor de Eminescu. Ne este dor de Eminescu, ne este dor mereu și jale, că nu îi simt urmașii dorul și vrata versurilor sale. Ne este dor de Eminescu, de câte ori acolo în stele, cât un luceafăr ne privește cu raze mustrătoare, grele.
ne este dor de Eminescu, un dor într-un anume fel, că în fiecare zi ce trece, ne naștem și murim cu el. Foarte frumos spunea Adrian Promulescu, Eminescu este chipul nemuririi noastre, este chipul veșniciei noastre și ca să vorbim de Eminescu este foarte ușor, dar și foarte greu în același timp, pentru că poetul nostru nevereche a fost atât de studiat de urmașii săi, de critica și istoria literară, s-au găsit atâtea documente, dar și interpretări diferite. Oficial s-a născut la 15 ianuarie 1850 la Botoșani. În mărturisirile poetului însuși s-a ajuns la concluzia că Eminescu s-a născut la 15 decembrie 1849. Prietenii lui spun că adeseori spunea că s-a născut la 20 decembrie 1849. Nu este mare diferența, probabil că se iau în seamă și calendare mai vechi. Important este că, deși s-a spus despre el că ar fi polonez, că ar fi rus, că ar fi bulgar, că ar fi turc, armean și multe altele, Eminescu rămâne poetul nostru, poet român, poet născut în țara noastră. Că s-a născut la Ipotești sau la Botoșani, nu știu dacă are atâta importanță. Important este că s-a născut în țara natală, ca fiul al lui Gheorghe Iminovici și al Raducăi Jurașcu. Într-adevăr, s-a născut cu numele acesta Iminovici. Cu acesta a mers și mai departe, la Cernăuți, după anul 1858, când a venit timpul să meargă la școală. A învățat acolo până în 1866 cu intermitențe, pentru că poetul acesta genial nu se putea supune niciunui rigor. De multe ori pleca cu trupele de teatru a lui Fanny Tardini Vlădicescu sau al lui Mihai Pascali sau al lui Iorgu Caragiale. A văzut Blajul, a văzut Sibiul, a văzut Bucureștiul, a fost o fire neliniștită. Ca om se zice că era imperceptibil și uneori foarte vesel, foarte vioi, alteori trist și visător. Ca poet e clar că a fost genial. Avea o memorie grozavă și un talent inegalabil, nici înainte de el, nici după el, nimeni nu a fost în stare să scrie cum a scris Eminescu. Îl iubim cu toții pentru că a fost geniul nostru. După ce s-a întors de la Cernăuți, unde mai existau încă doi poeți cu numele Iminovici, dar niciunul nu a fost poetul nostru, a trimis poezii, a trimis în 1866 la revista Familia din Pesta, trei poezii pe care le-a publicat Iosif Vulcan și cu această ocazie i-a schimbat numele în Eminescu, iarăși zic eu că un semn ceresc, pentru că acest nume nu poate fi comparat cu nimeni și cu nimic. A trimis poezii mai târziu și la Convorbiri Literare în lui Titu Maiorescu. Acesta a intuit de la început genialitatea lui Eminescu și a spus că este poet în adevăratul sens al cuvântului, după numai trei poezii.
cu ajutorul lui Titu Maiorescu, a fost student la Viena până în 1872, iar din 1872 până în 1874, student la Berlin. A studiat medicina, filozofia, literatura, mecanica, fizica, a studiat de toate. Nu s-a întors de acolo titrat, pentru că Eminescu e unic și nu, pe el nu l-a interesat niciodată oficialitatea. Și tot ce ține de viața aceasta trecătoare și nu întotdeauna corectă. Cu ajutorul lui Titu Maiorescu a obținut mai multe servicii. A fost în primul rând director al Bibliotecii Centrale din Iași, apoi revizor școlar peste județele Iași și Vaslui, unde l-a cunoscut pe Ion Creangă și știm cu toții ce prietenie i-a legat până la moarte pe cei doi mari scriitori ai neamului. Și după aceea, foarte puțin timp, redactor la Curierul de Iași. Activitatea sa a continuat în București din 1877, a fost redactor la Timpul. Aici a scris foarte mult, a scris poezie, dar a făcut și jurnalist, și un jurnalist de calitate. A scris articole cu temă socială, în care critica statul organic și pătura suprapusă. A scris articole cu tentă politică, în care lua parte studenților din Cernăuți, critica organizarea statului austriac și participa la toate evenimentele frumoase românești din Imperiul Austro-Ungar. De asemenea, pe plan literar, a scris despre Vasile Alexandrii, a scris despre Grigore Alexandrescu, despre Costache Negruții, despre Matei Miro, despre Nicolae Grigorescu, despre Otopescu. Pe plan istoric, a susținut foarte mult ideea unității naționale, a scris despre originea poporului român, despre perioada de aur a istoriei noastre, cu domnitorul din perioada de aur cu Ștefan cel Mare, cu Alexandru cel Bun, cu Mircea cel Bătrân, apoi despre Cuza, despre statul otoman, despre Libia, despre India, despre majoritatea țărilor cu o cultură avansată. Așa este, doamna profesoară. Știm că cronicarii vremii au menționat în reportajele lor că poetul Mihai Eminescu iubea muzica. Și nu numai că o iubea, el și cânta. Cânta muzică populară. Atunci când se întâlnea cu colegii și aveau în față o cafea neagră bună, stăteau până târziu noapte și după ce i se dezlega limba, cum spune, ne povestea Teodor Stefanelli, chiar și cânta și avea un glas frumos, un glas de tenor, un glas dulce, dezvenea să dai cămașa de pe tine ca să-l asculți. Avea câteva cântece preferate pe care le cânta. Eu sunt Barbu Lăutarul și Câte stele sunt pe cer. Pe acesta din urmă o invit pe Maria Gheorghițoiu să ne interpreteze. Thank you.
Câte zile sunt Marian? 3 zile cred că am învățat către ăsta, bravo! Și trebuie să-i mulțumesc Mariei că de câte ori o sun și o rog să vină alături de noi la evenimentele pe care le organizăm, întotdeauna răspunde cu da. Mulțumesc, Maria! Așa cum vă spuneam la început, Cafeneaua literară artistică La Steaua care a răsărit este un eveniment cultural artistic care ne dorim să se desfășoare liber. Adică să fie așa un dialog frumos, să vorbim despre Eminescu, să cântăm, să recităm poezii, să stăm iată aici în acest han, hanul Bărăției, într-un cadru foarte frumos și să ne aducem aminte de timpurile de altă dată. Da, vă spuneam că am vrut să văd dacă colegii mei au și alte vocații artistice decât cele pe care dumneavoastră le cunoașteți deja. Și invit acum pe colegul meu, pe Neluș Orobeanu, să ne recite poezia Ce te lege în codurile. Ce te lege în codurile, fără ploaie, fără vânt, cu crengile la tot. De ce nu m-aș legăna dacă trece vremea mea? Ziua scade, noaptea crește și frunzișul mi-l dărărește. Bate vântul frunza îndungă, cântăreții mi-alungă, bate vântul dintr-o parte, iarna aici, vara-i departe. Și de ce să nu mă plec dacă păsările trec peste vârf de rămurele, trec în stoluri rândunele, ducând gândurile mele și norocul meu cu ele. Și se duc pe rând, pe rând, zarea lumii întunecând, și se duc ca clipele, sculpturând aripele, și mă lasă pustit, veștejit și amorțit, și cu dorul singurel, de mângând, nu mai cu el. Revenim acum la doamna profesoră, Maria Chirpancă, și o rugăm să ne spună acum câteva cuvinte despre opera marelui nostru poet național, Mihai Eminescu. Mi-a rămas să adaug că Mihai Eminescu a avut un singur volum de poezii, nici acela foarte mare în timpul vieții, a apărut în 1883, tot sub îngrijirea lui Titu Maiorescu. Ce să spun despre opera sa, că este universală și națională în același timp, că este universală pentru că a cuprins toate temele literaturii universale, timpul, geniul, istoria, iubirea, critica socială, cosmogonia și în poeziile sale folosește nu doar un anumit stil, este poet romantic și atunci stilurile se îmbină în aceeași poezie, spre exemplu cum este Luceafărul, întâlnind genul liric, genul epic și genul dramatic. Se împletește iubirea cu natura, se împletește critica socială cu filozofia și cu istoria. Dintre speciile literare, trebuie să spun că se întâlnește, bineînțeles, idila în poezii precum Floarea albastră, Și te-ai dus dulce, dulce minune și a murit iubirea noastră, Floarea albastră, Floarea albastră, totuși este trist în lume. Se folosește glosa, vreme trece, vreme vine, toate zvei și nouă, toate, ce rău și ce e bine, tu te întreabă și socoate. Întâlnim de asemenea romanța, pe lângă plopii fără soț, adesea am trecut, mă cunoșteau vecinii toți, tu nu m-ai cunoscut.
În afară de acestea, bineînțeles că pastelul este în planurile principale ale artei sale, Cete legeni, codrule, somnoroase păsărele, revedere, codrule, codruțule, ce mai faci, drăguțule, că de când nu te-am văzut, multă vreme a trecut și de când m-am depărtat, multă lume am umblat. Întâlnim, de asemenea, sonetul, întâlnim gazelul, întâlnim și novela, Zamanul Dionis, Avatarii Cavalerului Tla, Cezara, romanul Geniul Pustiu, teatrul Bogdan Davi, teatrul Bogdan Dragoș, Mureșan, și basmul, avem basm de la Eminescu, basmul în versuri, Călinfile din poveste, basmul în proză, Făt frumos din lacrimă. Trebuie să amintim că despre Eminescu s-a scris mult și mă gândeam la unul din contemporanii noștri și mușelean de-al nostru, poetul Mihai Mihai Stanca, cel care a vorbit despre poezia religioasă a lui Eminescu și a arătat că în poeziile sale sunt termeni precum Madonna, precum cruce, rugăciune, rugă, înger, demon, catapeteasmă și multe, multe versuri din care reiese caracterul său religios și credința sa în biserica noastră. De asemenea, alții au vorbit despre muzicalitatea din versurile lui Eminescu, așa cum s-a și dovedit și cum a amintit și domnul director al Casei de Cultură, despre mitologie, despre folclor și despre toate temele abordate de Eminescu în poeziile sale. Concluzia este că poetul nostru neperecher a fost nu doar romantic, dar în primul rând romantic și că niciodată nu vom putea să vorbim îndeajuns de el, să cinstim îndeajuns și să nu vom fi în stare să scriem ce a scris și cum a scris Eminescu. Câteva versuri adunate așa din opera sa, deci glosă, ce-ți doresc în glosă, vreme trece, vreme vine, toate-s vechi și nouă toate, ce e rău și ce e bine, tu te întreabă și s-o poate, nu spera și nu mai teamă, ce val cavalul trece, de trecheamă, de te-ndeamnă, tu rămâi la toate rece. Dintre sute de catargi care lasă malurile, câte oare le vor sparge, vânturile, valurile, dintre păsări călătoare care lasă malurile, câte le vor sparge oare, vânturile, valurile. Neînțeles rămâne gândul ce-n străbate cânturile, zboară veșnic îngânându-l valurile, vânturile. Pornil ceafărul, creșteau în cer a lui aripe și căi de mii de ani treceau în tot atâtea clipe. Un cer de stele de desubt, deasupra cer de stele, părea un fulger neîntrerupt, rătăcitor prin ele, căci unde ajunge nu-i hotar, nici loc spre a cunoaște, și vremea încearcă în zadar, din goluri a se naște. De trei scudii de aramă, de departe vezi alpini, și auzi mândra glăsuire a pădurii de argint. Acolo lângă izboară, iarba pare pe omăt, flori albastre tremurgute, un văzducul tămâiet. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, țara mea de glorii, țara mea de dor, brațele nervoase,
arma betlie la trecutul-ți mare, mare viitor. Fiarbă vino în cupe, spume de bocalul, dacă fiți mândri, astele nu trăiesc, căci rămâne stânca, deși moare valul. Dulce Românie, asta ți-o doresc. Mulțumim frumos, doamna profesor, mulțumim din suflet. Da, pe versurile poetului Mihai Eminescu s-au scris multe cântece. O invit acum pe Ioana Vorobeanu, Radu, să interpreteze romanța Pe lângă popii părăsuți. Oh,
iubirii pe pământ și noapte candela s-a prins. Iubirii pe pământ. Mulțumim, Ioana. Pe cei mai tineri colegii noștri, am așezat aici unul lângă altul. Ioana ne-a cântat, iar Ștefan Cojucaru ne va recita poezia Lacul. Lacul codrilor albastru, nufer galben îl încarcă, tresărit din cercuri albe, el cu tremură o barcă. Iar eu trec de-a lung de val, parcă ascult și parcă aștept, iar din trestii să răsară și să-mi cadă limbul pe piept. Să sărim în luntrea mică, îngânați de glas de ape, și să scap din mână cârma și lopețele să-mi scape. Să plutim, cuprinși de farme, sub lumina blândei lune, vântul trestii limbi poșnească, unduioasa apă sună. Dar nu vin. Singuratic, în zadar suspin și sufă, lângă lacul cel albastru, încărcat cu flori de loc. Mulțumim, Ștefan. Așa cum vă spuneam, avem și patru tinere mlădițe moșcedene alături de noi. În momentul următor, Ana Maria Vicurici și Ana Lemnaru ne va cânta Eminescu, versurile scrise de Grigore Vieru, iar muzica de Doina și Ion Aldea Teodorovici. Cerul a muncit o veșnicie, noi muncind tocmai ne-am ales cu, ne-am ales cu Domnul Eminescu. Acum am
Știu că frate-mi ești și mi-ești părinte. Acum nimeni nu mă poate minte. Bine ai venit în casa noastră. Neamule tu, floarea mea albastră. Visător la steaua singurătății. Când deodată tu răsări și în cale, suferință tu, dureros de dulce, până în fund băui voluptatea morții neîndurătoare. Jalnic arde viu chinuit ca Nesus, ori ca Hercul în venirea de hainai. Focul meu al stinge nu pot cu toate apele mării. Dar meu propriu vis mistuit mă vaiet. Pe-al meu propriu rug mă topesc în flăcări. Pot să mai reviu luminos din el, ca pasărea Phoenix. Piară-mă ochii tulburător din cale, vino iar în sânul meu nepăsare tristă, ca să pot muri liniștit. Pe mine, mie, redă-mă. Mulțumim, Ana. În stânga mea aici este tânăra domnișoară Elin Udroiu, care a început de studiu de tânăr, la 11 ani, am înțeles, să studieze naiul. Acum a evoluat destul de mult, ne pune mari speranțe în ea și este îndrumat acum de profesorul Ionuț Cârstea și ne va interpreta la nai romanța pe lângă propriei fără soț. Thank you.
mulțumim. Mulțumim totodată și celor care ne asigură astăzi acompaniamentul orchestral. Este vorba de prietenul nostru al Casei de Cultură, Tudor Mășatescu, Cătălin Iancu, profesor doctor Cătălin Iancu, la vioară, iar la orgă, la clapă, Cristi Răduț. Oamenii prietenul nostru, lucrăm întotdeauna cu oameni de calitate, cu oameni pregătiți, pentru că numai așa putem să reușim să avem evenimente de succes. Să știți că nici fostul director al Casei de Cultură n-a scăpat și el va trebui astăzi să ne recite o poezie și a făcut-o cu, atunci când i-am propus, a fost de acord, un drag, Liviu Cioacă ne va interpreta poezia Iași urmă, cărarea în cod. Iași urmă, cărarea în codru, eu mă iau pe aia în urmă, când ajung cu ea alături, răsuflarea mi se curmă. Mai răsuflă încă o dată, zic o vorbă, ea tresare și se uită în altă parte și răspuns și deloc nu are. Dar mereu de ea mă apropiu și vorbesc și dau sfaturi, ea se apără cu o mână și se uită tot în laturi. Când pe talie îi pun brațul, ea se frunge, o să scape, dar o trag mereu spre mine, mai aproape, mai aproape, mai nu vrea și mai se lasă, capul ei mi-l pun pe umăr, pun pe ochi închiși, pe gură, sărutări fără de număr. Și la piept o strâng mai tare, răsuflarea-mi se sfârșește, o întreb de ce-i mâhnită, o întreb de mă iubește. Iar are ochii și deschide, mari, puternici, pluditori, îmi ești drag din care afară, dar obraznic, uneori. Mulțumim, Liviu. Și acum a venit rândul Ginei Babel să ne cânte. Și să ne cânte cu siguranță. Ea va interpreta Dor de Eminescu. Versurile aparțin unui alt mare poet român, Adrian Tomescu.
ce-ar urma cărarea sa. Fără el, chiar steaua noastră dintre stele ar călea. Pe pământul vechii dacii, când mai mare, când mai mic, dacă n-ar fi Eminescu, viața nu ar fi nimic. Prima creație cu metru popular trohaic în opera lui Mihai Eminescu este poezia Revedere. Codrule, codruțule, ce mai faci, drăguțule? Că de când nu ne-am văzut, multă vreme a trecut, ci de când am depărtat, multă lume am umblat. Ia, eu fac ce fac de mult. Iarna, discurul ascult, crengile rupându-le, apele astupându-le, troienind cărările și gonind întrările. Și mai fac ce fac de mult. Vara,
Doina mi-o ascult, pe cărarea spre izvor, ce le-am dat-o tuturor. Umplându-și cofeile, eu cântă femeile. Codrule cu râuri pline, vreme trece, vreme vine, tu, din tânăr precum ești, tot mereu întâlnești. Ce mi-e vremea când de beacuri stele scânteie pe lacuri? Și de vremea rea sau bună, codrul sună, frunza-mi sună, și de vremea bună rea, mie-mi curge Dunărea. Numai omul schimbător, pe pământ rătăcitor, iar noi locului rămânem, cum am fost, așa ne ținem. Marea și cu râurile, lumea cu pustiurile, luna și cu soarele, codrul cu izvoarele. Urmează acum profesorul dr. Cătălin Iancu, care ne va interpreta la vioară Mai am un singur dor. Domnișoara Ana Demnaru ne va interpreta acum poezia Doina de Mihai Eminescu. Și până la mare vin muscalii de-a călare. De la mare la Hotin, mereu cale de la țin. Din Boian la Vatra Dorni, au umplut o mii de-a corni. Și străinul te tot paște, de nu te mai poți cunoaște. Sus la munte, jos pe vale, și-au făcut dușmanii cale. Din săt mari până în săcele, numai vaduri cace. Vai de piet român săracul, îndărât tot dă caracul,
nici-i merge, nici se îndeamnă, nici este toamna toamnă, nici vară vara lui, și străin în țara lui. La turnul dorohoi curg dușmanii în buhoi și se așează pe la noi. Și cum vin cu drum de fier, toate cântecele pierd. Zboară păsările toate de neaga străinătate. Mai umbra spinului la ușa creștinului. Își dezbracă țara sânul, Codru, frate cu românul, de securește tot pleacă și zvoarele își seacă. Sărac, țară sărac. Cine-au îndrăgit străinii, mâncaia-r inima câinii, mâncaia-r casa pustia și neamul nemernicia. Ștefane, măria ta, tu la putna nu mai sta, lasă arhimandritului toată grija schidului, lasă grija sfinților în seama părinților. Clopotele să le tragă ziua întreagă, noaptea întreagă, doar s-a îndura Dumnezeu ca să-ți mântui neamul tău. Tu te înalță din mormânt, să te aud din corn sunând și Moldova adunând. Te-ai sunat din corn odată, ai stat în Moldova toată. Te-ai sunat de două ori, îți vin codri în ajutor. Te-ai sunat a treia oară, toți dușmanii ori să piară din hotară în hotară. Întregi iar ciorile și spânzurătorile. Foarte frumos, mulțumim, mulțumim și vreau rândus pentru acompaniere. Să-mi cânti copsar bătrân ceva, să-mi cânti o-i știi mai bine, căci vină ți-o-i da, și banii ți-o-i da, și haina de pe mine. Căci vină ți-o-i da, și banii ți-o-i da, și haina de pe mine. Ceva să-mi cânt și din vioară, că doar s-o-i spăvi de-acum o viață atât de amară. Că doar s-o-i spăvi de-acum o viață atât de amară. Acest moment, în acest program, să vă aducem aminte, în primul rând, de opera marelui poet
să vă bucurăm inimile cu cântecele și poeziile din opera marelui poet Mihai Eminescu. Și sper eu că este un început bun cu acest gen de evenimente, adică să ne mutăm de acolo, de pe scenă și într-o cafenea, unde putem, iată, să avem așa un moment artistic, liber și un dialog între cei prezenți. Mulțumesc încă o dată Hanului Bărăției din Câmpul Lung pentru găzduire, mulțumesc reprezentanților mass media din municipiul nostru, Mușcel TV, Clar TV, Ziarul din Mușcel și evenimentul mușcelean. Celor prezenți, pentru că am avut și public, vă mulțumim din suflet că ați fost alături de noi.